Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ține în frâu cheltuielile. Să nu datorați nimănui nimic. Roman, capitolul 13, versetul 8. Nimic nu este mai greșit decât să-ți închipui că dacă ai câștiga la loto, toate problemele tale s-ar rezolva. Aproape jumătate din cei care devin milionari peste noapte falimentează în câțiva ani. De ce? Dintr-o varietate de motive. Afaceri proaste, o viață extravagantă, planuri nebunești, rude binevoitoare și încă un motiv, unul foarte important. Crezând că au abilitatea de a transforma totul în profit și că norocul este de partea lor, ei încep să joace și să parieze tot mai aventuros și nesăbuit și ajung să piardă totul. Încearcă să înțelegi. Dacă nu cheltuiești mai puțin decât câștigi, nici o sumă nu-ți va fi vreodată suficientă. Așadar, dacă ești deștept, când obții o mărire de salariu sau primești un cadou neașteptat, nu trebuie să adopți un stil de viață mai extravagant. Mai bine, reduți datoria înainte ca ea să devină o piatră în jurul gâtului tău și să te facă să te înneci. Niciun venit nu va fi suficient dacă nu ții în frâu ritmul în care cheltuiești banii. Singura cale prin care poți înainta din punct de vedere financiar este să-ți refuzi unele lucruri pe care ți le dorești și să pui deoparte pentru viitor. Dacă nu ai disciplina de a face lucrul acesta, mereu vei avea datorii. Când guvernul are datorii, pur și simplu taxele noastre vor crește și noi le plătim. Dar când tu intri în datorii, ești pe cont propriu. Nu așa dorește Dumnezeu să trăiești. Adevărata bucurie nu vine prin obținerea tuturor lucrurilor pe care ți le dorești, ci prin descoperirea binecuvântărilor de care ți s-a făcut parte deja și învățând să te bucuri de ele. Iată care ar trebui să fie scopul tău. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții.